Unul dintre cei mai vechi și apreciați maneliștii de la noi din țară, Adrian Minune, și-a anunțat retragerea din muzică. Acesta a declarat că în anul 2024 va avea loc ultimul său concert pe un stadion, iar intrarea va fi gratuită. Conform tabu.ro, manelistul a declarat în cadrul unei emisiuni TV că își dorește ca peste 2 ani să se retragă din industria muzicală, deoarece consideră că mai are 10-15 ani de trăit, iar el vrea să petreacă mai mult timp cu familia sa. În 2024 o să-mi fac retragerea, pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ceea ce mă înconjoară, nu mai când, probabil o să mai fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar. O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles, apoi o să mai fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada, vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevasta mea, Am mărturisit a diminune în timpul emisiunii. Mai mult, mai listul a spus că va avea două concerte pe an, doar atât, pentru că el doar asta știe să facă, să fie lăutar. Adrian Simionescu a spus că nu vrea să mai ajungă atât de rău încât să-l treacă strada nepoata lui. Vrea să se bucure de familie, să petreacă timp și cu soția. Așadar, începând cu anul 2024, Adrian, copilul minune, nu va mai participa la evenimente private, la anunți sau la botezuri. Noi cântăm și când sunt oamenii trezi și când sunt beți și nu mai accept ca niște copii să mă împingă sau să vorbească anapoda, cu toate că eu sunt o slugă de lux a copiilor mei, dar doar a copiilor mei. Într-un timp mai obosim și noi, a mai spus cântărețul. Adrian Minune a câștigat bine din muzică și a reușit să facă avere. Potrivit evenimentul zilei.ro, artistul are 15 vile, 13 mașini, dar și multe alte terenuri sau obiecte valoroase de lux, cum ar fi ceasuri scumpe, relatează tabu.ro.